mai profunde al acestei transe. Aceste nivele le voi numi nivelul A, nivelul B și nivelul C. Întotdeauna, în momentul în care o să încep să număr de la 1 la 3, iar tu la 3 vei coborând în următorul nivel de profunzime. Exact ca și cum ai coborât pe niște scări rulante care te duc în acel nivel sau ca și cum ai păși într-un lift care te duce în acel nivel. Când ajungi acolo, trebuie doar să-mi spui 1, 2, 3. Am ajuns. Simte, vede, percepe acest nou nivel de relaxare ca pe o lumină aurie care străbate tot corpul prin creștetul capului până în vârful picioarelor și te relaxează în totalitate, celulă după celulă, fibră după fibră, mușchi. Iar acum o să număr din nou de la 1 la 3, iar la 3 vei păși în următorul nivel de profunzime. Când ajungi acolo, trebuie doar să-mi spui 1, 2, 3. Am ajuns. Foarte simte, vede, înțelege și percepe acest nou nivel de relaxare ca pe o mantie aurie care îți înfășoară tot corpul, relaxându-l în totalitate. Corpul tău este acum greu, moale și relaxat și simt cum se afundă foarte ușor în canapea. Și cu cât te relaxezi mai mult, cu atât te simți mai bine. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te relaxezi mai mult. Iar din acest moment, orice zgomot sau sunet ambiental te relaxează și mai mult. Și orice mișcare din jurul tău te trimite și mai adânc în profunzime. Iar acum o să număr din nou de la 1 la 3, iar la 3 vei păși în cel mai adânc nivel de profunzime al acestei transe, vei păși în sfera ta de protecție, în sfera ta de siguranță, unde nimeni și nimic nu poate să-ți facă niciun rău. Când ajungi acolo, trebuie doar să-mi spui 1, 2, 3. Da, am ajuns. Foarte bine. Cum te simți? Bine de energie. Super. Care este nivelul de energie al tău? Nivelul de vibrație al tău? 1200. De infinit ori infinit. Ok. Iar acum vreau să chem în sfera ta de protecție pe Aurel. A venit. Perfect. Cum îl vezi? Cum îl sesizezi? Este negru. Da. Și zici că are corne. Super. Deschide pe frumos un portal intradimensional în el. Da. Iar acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate energiile negative care sunt cu el, în el și pe lângă el vor fi absorbite de acel portal. Iar acum vei spune ce se întâmplă. 1, 2, 3.
Da. Zici că vrea să scape. Ce? Sau cine? Are... Bine, furtarea a început să absoarbă, a început în... absorbe bucăți negre din el, ca și când se rupe din el. Dar el zice că vrea să scape, vrea să... Și în același timp îl ține... Zici că îi se văd niște mâini aici, în umăr. Ok. Mărește, te rog frumos, puterea de absorpție a portalului de 100 de ori, dar să absorbă doar energiile, fără entități. Da, gata, nu mai are ce să... Ok, închide portalul. Da, l-am închis. Și spune, cum îl percepe acum pe aură? La fel de negru. Ascultă asta, te rog, dacă îmi permiți să fim pe mama mea. Ok. Da, mulțumesc. Perfect. Iar acum transmite, te rog frumos, mentalului Aurel, ca la rândul său să transmită mental absolut tuturor entităților care sunt cu el, în el și pe lângă el, să se desprindă de corpul lui fizic și energetic și să ia o formă în fața voastră și să-mi spui ce se întâmplă. Da. Este, s-a desprins un demon. Perfect. Cum se numește acea entitate? Malapur. Malapur. Mă las să vorbesc cu el, să-l... Vorbește doar mental, fără să te conectezi cu el, telepatic. Da. Ok. Malapur, mă auzi? Te aud. Salutare, ce faci? Eu făceam bine. Toți făceați bine. De ce făceai bine? Pentru că eram... Yeah. De cât timp erai în această ființă? De 25 ani. Care a fost momentul în care tu ai interferat prima dată cu această ființă și te-ai prins de această ființă? Sau au fost două momente diferite? Prima dată ai interferat, după care te-ai prins de... Nu trebuie neapărat să interferezi când te cheamă și te dorește. Când vrea acea putere, acea... Despre ce putere? Căutate. Ei, despre ce putere vorbești tu? Vă luam, când vă enervați, vă simțiți puternici, dar simțiți mici și proști. De ce ai simți nevoia să ne jignești? Pentru că așa suntem. Ei, uite, vezi? Așa mici și proști cum suntem, am ajuns la tine. Să vedem infectați. Poftim? Sunteți infectați. Cine ne-a infectat? Voi simți, voi infectați. De ce ne infectăm noi singuri? Uite ca și ființa asta proastă. Crede în ritualuri, crede că
Îmi descrie pe ce clar văzător, dar tot de noi sunt controlat. Căutați, vreți să vedeți. Adică vrei să spui că toți acești clarvăzători care văd în viitor și ghicesc în boabe și Da. în ghioace sunt Tot. manipulați de voi? Păi crede că au farme, crede că li se dă puteri de sus și au pe 2-3 demoni ca mine. Și voi, oh, neaici viitorul și uita așa nenegrăm și de alții Mai. din a ne căuta. Vreți viitor proștilor, nu puteți să trăiți prezent. Cei care vor să-și afle viitorul, este alegerea lor. Dar viitorul nu poate să-l vadă nimeni sigur, pentru că viitorul depinde de acțiunile noastre. Avem o infinitate de viitoare sau viitoruri, cum vreți să le numiți. Dacă eu mă ridic acum de pe scaun și plec, mi-am creat un viitor. Dacă mă ridic și ies din apartament să-mi iau pâine, poate dă mașina peste mine, am creat alt viitor. Dacă mă ridic și plec să bag carburant în mașină, Du-te, du-te, vreau să te iau eu, du-te, creează-ți viitor. vrei să mă iei tu? Tu ești mai inteligent ca ăștia, văd. Ideea este simplă. Viitorul ne-l creăm noi prin ceea ce facem. Vrei să mă iei tu? Hai că nu te văd unde ești. Ce vrei să faci cu mine? Nu ești aici, vreau doar să te privesc. De ce vrei să mă privești? Să-mi dau seama cine ești. Nu De pot. ai tu această putere să mă deranjezi. Nu pot să aș veni în fața ta, dar nu pot că mi-e frică. Ok. Este frică de cine? Cine ești de la puterea asta? O Să buză. mă deranjezi. Mai, sunt doar o buză mică. Îmi cer scuze că te-am deranjat. Chiar atât de rău te-am deranjat. Nu oricine are această putere. Dar este important lucrul ăsta pentru tine? Vreau să știu cine ești. Te-ar ajuta dacă ai ști cine sunt? Eram doar curios. Super, curios și mult repede. Nu mai fi curios. Ai pus și implanturi în aurel. Câteva, dar nici nu este mare, mare nevoie. De fapt, am fost doar să mă întorc la el. De ce vrei tu să te întorci la el? Îmi vreau să-mi dau chef. Ok. Îmi vreau și am chef. Vrei să ai chef? Mă întorc la el când vreau eu și am chef. Și când ai avea tu chef, dulceață mică. Însă mai puțin, Okay. la așa zis și maestri care pot vedea, simți și vă dă prosteală și vă faceți contracte cu noi.
Ai făcut contract cu Aurel? Da. Ce contract ai făcut tu? Să fie al meu. De ce îl dorești atât de mult? Îmi dă energia necesară și face ceea ce este eu. Ok. Și ce-ți dorești tu să facă? Să mai săgete, să mai bea, să se simtă mare, puternic, uneori. Să-l mai fie. Tu i-ai distrus sau i-ai stins sau i-ai oprit dorința de viață? Da. De ce? De plăcere. Ce anume câștigi tu din această plăcere? Păi așa el se stinge, se izolează și este doar de ce vrei să fie doar al tău? Așa îmi dă mult mai mult. Poftim? Așa îmi dă mult mai mult. Ce îți dă mai mult? Energia lui să mă satur. De ce ai chemat îngerii aici? Pentru că pot. Am zis eu că ești cineva important. Te înșel. Oricine poate să mă deranjeze. Nici un uman poate vorbi cu mine. Bun. De ce are anumite zile când se simte ca o plantă, fără pic de energie? A spus ceva haios? A spus o glumă? Da, ca o plantă, fără viață, fără vlagă. De ce? Din ce motiv? Atunci vreau mai mult. Dar ți-a trecut prin căpșorul tău? Că dacă iei toată energia, nu mai are de unde să-ți dea? Vreau să văd cât poate să rezist. Ce alte probleme ai cauzat? Eu probleme? Nu, Moș Crăciun. Îl cunoști? Nu. Ar trebui. Ce disfuncționalități ai mai creat? Corpului sau fizic și energetic? Din momentul ce eu îi extrag toată energia, da. Sa și a sufletului și a dorinții de viață, îi cauzez mai mult, nu mă interesează. De ce mai ce e cu minciuni? Ce probleme poate să-și minciuni? Da. Ce sunt ale? Adică nu spui adevărul. Ce nu spui adevărul? Eu da, până acum nu te-am mințit deloc. Te-am întrebat cine ești de această putere să vorbești tu cu mine. Dacă nu ți-am răspuns, asta nu înseamnă că te-am mințit.
în îngeri aici și vrei să vorbești cu mine. O să vorbesc cu tine și fără ajutorul lor. De ce tu spui că extragi energie din sufletul său? Chestia asta e o minciună, pentru că nu poți. Mi-o dă el singur. Nici el nu poate să ți-o dea. Nu poți să dai ceva ceea ce nu este al tău. Sufletul de lui... De ce le spui că este asta, când sunt doar informații ce umane trebuie să știe? De ce nu trebuie să știe oamenii aceste informații? Sufletele nu le aparțin. Sufletele aparțin divinității. În momentul când ne părăsim corpul fizic, sufletul se întoarce la divinitate, spiritul sau corpul energetic. De ce le spui lucrurile astea, informațiile astea? De ce să nu le spun? Pentru că noi așa îi putem prosti. Voi sunteți voi, eu sunt eu. Voi încercați să-i prostiți, eu încerc să-i luminez. Vreau să-i torturez cât mai mult, mai ales când începe să se urească între ei, să se invidieze, să le crească. Oh, egoul! Atunci mă hrănesc mai mult. Dar te-am întrebat eu ce vrei să le faci? Te-am întrebat eu cum vrei să-i chinui? Spuneam doar. Spunem ceea ce mă interesează pe mine, nu ceea ce vrei tu. Bun. Văd că ești inteligent. Încerc și o să fiu cât de mult pot. Iar acum... Vreau să te apuci să scoți absolut toate implanturile care le-ai pus în aurel. De ce aș face? Pentru că te rog frumos. Oricum, dacă le scot, el este doar al meu. Ok. Este doar al tău. Te-a pus să le scoți? Da. Perfect. Lasă-mă cu Nicoleta. Nicoleta? Da. Să-mi spui, te rog, ce face, urmărește ce face. Doamne, ce urât mai. Începe să-i scoată. I-a băgat ceva în zona inimii. Aici. De aici pleca toate întristările. Dorința de viață este zero la omul ăsta. Ok. Aici, de aici pleca totul. Da. I-a mai băgat una în coloană, sus la cap. Băgaseră niște belciuge aici, în asta. Ok. Ce vrea să obțină prin intermediul acelor belciuge? O spată jos de el. Ok. Iar acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate implanturile vizibile, invizibile, de orice tip, material, non-material, organic, non-organic, de tip nou, de tip vechi, vor străluci astfel încât tu să le poți observa mai bine. 2, 3. Dar nu are foarte multe, pentru că era el în el.
Acest gen era băgat în el, deja avea forma acestui gen. Perfect. Se scoate absolut toate implanturile care le observ. Da, gata, l-a scos. Iar acum să le distrugă. L-a distrus. Super. Iar acum spune că trebuie să plece. Ce părere are? Nu vrea să se lase de aur. Ok. Mă las să vorbesc cu el? Da. Mă la curmă, auzi? Da. Acum veni momentul și timpul ca tu să pleci, să-l părăsești pe Aurel și să-l lași să-și ducă existența la bun sfârșit singur, fără interferențele cu tine. Nu vreau. Nici eu nu vreau multe, dar din păcate nu se pot realiza toate. De ce să-l las? Ok. Lasă-mă puțin cu Nicoleta și vei primi răspunsul. Nicoleta? Da. Transmite-te rog lui Aurel ca el să transmită mental acestui demon că din acest moment orice fac contract sau înțelegere a avut cu el, el le rupe și să-i le rupă în față, după care să-i transmită mental, să-și deschidă un portal intradimensional și să plece cu unde vrea și să nu se mai întoarcă niciodată. Pentru că asta este vrerea și dorința sa. Și să-mi spui ce se întâmplă. Da, Aurel a fost acest contract, mi-a rupt în față și se reproșează cum ar fi datorită ție nu mai vrea să trăiesc. Îl aruncă rupt și vrea să rupe, să rupă orice fac contract înțelegere făcută cu el. Ok. Îi spune că nu mai are nevoie de el. Da, i-am deschis eu un portal să plece. Ok. A plecat. Perfect. Închide portalul, te rog. Da, l-am închis. Am închis la cupol. Ok. Cum îl percepe acum pe Aurel din punct de vedere energetic? E un alt spălăcit. I-aș face... Aș deschide acel perete de foc lichid. Ok. Și aș mai face ceva. Metoda pașilor mărunți. Trece-o prin okay. Acel perete. Da, trece. A rămas ceva în urmă? Da. Ce a rămas? Energie. A rămas rămășițe. Ok. Deschide-te rog frumos un portal cu gura de absorbție spre tine și cu gura elaltă de expulzare direct în soare. Da. Iar acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3 toate acele reziduri vor fi absorbite și trimise direct în soare. 1, 2, 3. Da, gata. Ok. Cum îl percepe acum? Da, este alt.
Bun. Adică aici la sfârșit. Da. Are energie aici la sfârșit. S-a înfășurat, învăluită de negru. Bun. Cuprinde, te rog, sufletul între mâinile tale energetice și energizează-l suficient de mult astfel încât să-i ridici vibrațiile și să-i redai dorința de viață. Da. Acum pune, te rog frumos, o mână pe ceafă și una pe frunte și energizează suficient de mult astfel încât fluxul de energie să treacă prin coloana vertebrală și să reactiveze absolut toate chakrele. Da. Pur și simplu a început să-și revină. Termin tot procesul de curățare, sunt spuitelor. Da, încă sunt cu mâinile pe el. Energie să fie în tot corpul său, până în picioarele sale. Da. Chakrele lui erau ca și când închise. Okay. Acum sunt ok, acum este bine. Da, gata. Super. Care este nivelul de vibrație a lui? 950. Bun. Iar acum, întoarce-te, te rog frumos, acum mulți ani, pe la 6-7 ani ai săi, când a avut un coșmar care se repeta o dată sau de două ori. Și să-mi spui ce percep. Ea o entitate lângă el. Cine sau ce este acea entitate? Era o entitate feminină care făcea să spăimânte copiii. Da. În acel moment, uite, îi se hrănea de energie. Mai ales că era copil și are energie pură. Ok. Iar acum mergi, te rog frumos, la vârsta de 15-16 ani ai lui și observă dacă se repetă acest coșmar încă o dată din aceleași cauze, din cauza aceleași entități. Aceeași entitate este la capul său. Cine sau ce este acea entitate? Cum se numește? Cum? Calavid? Calavi. Calavid? Da. Mă las o râsca? Da. Calavid, mă auzi? Care este problema ta
care a fost problema ta cu Aurel în copilăria lui? Nu avem probleme. Ok. De ce doreai acea energie? Pentru că putem să-l iau. Poftim? Pentru că puteam să-l iau. Până la ce vârstă ai interferat cu el? 20 de ani. De ce după aceea l-ai abandonat, ca să zic? Nu l-am abandonat. Dar? Pur și simplu, energiile lui erau murdare. Cine l-a murdărit? Antirajele. Nu mai era atât de bun. Bun. Și ce să înțeleg că l-ai părăsit? Neori mai vedeam să văd ce faci. Doar atât. Ok. Lasă-mă cu Nicoleta. Nicoleta? Da. Revin-o, te rog, înapoi în prezent. Am ajuns. Ok. Iar acum, cheamă-l te rog frumos pe Metatron. Da. Mă las să vorbesc cu el. Da. Metatron, mă auzi? Da. Vreau să știu dacă cifra 9 reprezintă ceva în plus sau în minus pentru Aurel. Nu. Atunci, dacă nu reprezintă nimic, de ce tot timpul, fie că se uită la ceas, fie că privește timpul, fie că face ce face, tot timpul apare cifra 9 sau 59 sau 17 și 59. De ce este urmărit de cifra 9? Și-a băgat pe sine subconștient. Poftim? Și-a băgat pe sine subconștient. Toate cifrele. Am început să-și facă o credință din asta. Cum și-a băgat-o singur în subconștient? Poți să-mi spui? În momentul ce vede acest cifră, începe să creadă că este ceva. Cum poate să scoată acest subprogram din mintea sa? Nu cred că se poate întâmpla ceva. Poftim? Văzând aceeași cifră. Nu am înțeles. Să nu mai creadă că este ceva legat de aceeași cifră. Atât de simplu este? Da. Bun.
Acum. Rămâi acolo puțin și lasă-mă cu Nicoleta. Nicoleta? Da. Spune prologului Aurel să cheme în fața voastră pe acea cunoștință a lui, pe Leni. Da, vin. Cum o percep ca și corp energetic? Este gri. Ok, deschide, te rog, un portal intradimensional în fața ei sau lângă ea. Da. Iar acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate energiile negative care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea vor fi atrase de acel portal. 1, 2, 3. Am început procesul de curățare. Da? Să-mi spui ce se întâmplă. Rămâne aproape aceeași culoare. Da. I-am terminat cu portalul. Poftim? Am terminat curățările. Aș putea închide Da, portalul. închide-l, te rog. L-am închis. Ok. Iar acum transmite-i lui Aurel, să-i transmită mental la Lena, ca din acest moment orice entitate care este cu ea, în ea și pe lângă ea să se desprindă în totalitate de corpul ei fizic și energetic și să ia o formă în fața voastră și să-mi spui ce se întâmplă. Da. Este o entitate mai bine zis o vrăjitoare. Ok. Întreabă acea entitate, acea vrăjitoare, de ce era prinsă de Leni? Am spune că a făcut un pact amândouă. Un pact cu amândouă? Care amândouă? Au făcut un pact împreună. Ah, ce pact au făcut? Acum mulți ani a făcut un pact cu ea ca să scape. În această existență. Da. Mi-o arată pe Lini copilă, ca și când ar avea o vârstă între 15 și 18 ani. Ok. Pentru ce s-a făcut acel pact? Ce dorea atât de mult Leni? Ca și cum această vrăjitoare a păcălit-o, iar fi spus că va avea, că îi va da un viitor bun, încredere, că îi ghicește, că îi șoptește, uite, îi șoptește la ore. Ok. Întreabă pe Leni dacă mai dorește să țină acest pact, contract sau înțelegere cu această entitate. Practic este speriată de
această înregistrare acum, cum arată, este, nu știu, pur, are un pățișar urât, oricum, nu mai vrea să fie cu ea. Atunci, să rup absolut orice fac contract sau înțelegere a avut cu această entitate? Da, e rupă în față. Ok, iar acum? Să o întrebe dacă a pus anumite implanturi în ea? Nu, n-a pus implanturi. Perfect. Atunci să-i transmită să-și deschidă un portal intradimensional și să plece unde vrea ea, să nu se mai întoarcă niciodată. Da. A plecat? Da, a plecat. Mi-aș face și lumea, mi-aș face cu peretele de foc. Poftim? Ok, fă o tără. Da. A rămas ceva în urmă? Nu. Bun. Perfect. Iar acum vreau să observ dacă a fost o cauză ezoterică pentru motivul din care Aurel și Leni nu mai au o relație amiabilă. Nu este ezoterică, dar văd ca și cum ar fi fost din altă viață. Poftim? Nu este ezoterică. Da. Dar văd niște imagini ca și când ar fi fost din altă viață. Ok. Ce s-a întâmplat în acea viață? Ei au mai fost împreună. Da. Tot la fel s-au despărțit. Poftim? Tot la fel s-au despărțit. De, ok, din ce cauză s-au despărțit? Ca și cum ar fi fost cei din jurul lor care nu-i vreau împreună. E ca și când le trimite niște gânduri negre, invidie, prostie, gelozie. Ok. Ce legătură există între ei? Sunt cumva suflete geamăne, suflete pereche? De ce se completează unul pe altul? Sau de ce s-au completat? De ce simțeau o conexiune totală? Suflete gemene. Poftim? Sunt suflete gemene. Ok. Bun. Dacă ai terminat toată curăția la Lenin, putem să continuăm? Da, putem continua. Ok, mulțumește-i și spune că se poate întoarce doamna Lenin. A plecat. Ok. De ce Aurel nu se simte acasă nici în Spania, nici în România? Din cauza celui de la. Ok. Se simțea uneori chiar pierdut, așa, fără niciun rost. Poftim? Uneori se simțea chiar pierdut, fără niciun rost.
Bun. Iar acum vreau să chem pe ghidul spiritual al lui Aurel să vină în fața voastră. A venit o invitație Ok. de lui. Da. Cum se numește? Na, nari, Cum? nari, Larin? na, Larin? rin, na, rin, Larin? nu, n, n, a, r, i, Larin? Larin? n, n, Cu N la sfârșit. Ok, Larin. Mă las să vorbesc pe el, te rog? Da. Larin, mă auzi? Da. Salutare, ce faci? De ce ai fost? Care este relația ta sau care este relația dintre tine și Aurel? Nu Poftim? alungat. Se fac. Te-a alungat? Da. De ce te-a alungat? Facem un pact bun. Ok, dar acum nu mai era acel pact. Nu este așa ușor să când o ființă te alungă, te ține departe, să te întorci ca și cum nu s-a întâmplat. Depinde de credința sa, de voința ta. Ok, depinde de credința și de voința sa. Eu am altă întrebare. Deoarece tu ai fost ghidul său spiritual, ce poți să-i transmiți de acum înainte? Ce sfat, ca povață? Să aibă credință și încredere, să aibă încredere în ceea ce simte. Doar așa se va ridica. Ok. Atât? Da. Bun. Lasă-mă cu Nicoleta. Nicoleta, Da. te simți bine? Ești ok? Da, sunt bine. Atunci spune și lui Larin și lui Metatron și la absolut toate entitățile care le-am chemat că le mulțumim și se pot întoarce înapoi de unde au venit. Da, au plecat. Ok, tu ai nevoie de ceva în plus? Nu. Perfect, te simți bine, nu te doare nimic. No. Perfect. Super. Iar acum o să număr de la 1 la 5, iar între timp tu revin apoi în corpul tău și în mintea ta, în timpul prezent de unde îți vorbesc eu, aducând cu tine în această realitate toate beneficiile și realizările din această terapie. 1, 2, 3, 4. Te-ai reincorporat complet, ești liberă, ești liniștită, simți cum se întorc înapoi în tine toate energiile tale, simți aceste energii care izvorăsc în tine, te umplu de dragoste și iubire și te protejează în același timp. 5. Deschide ochii.